Nativii Fecioară, o săptămână cu marcaje foarte relevante. Avem, spuneam, acest Marte chiar în semnul lor acum pe ultimele grade. Ce înseamnă acest lucru? Faptul că pentru ei pot apărea evenimente minore care îi pot da peste cap. Deci, mare atenție, știm că detaliile pentru Fecioară sunt foarte importante, acum cu planeta agresivității pe grad analitic în semnul lor. Iată anumite lucruri care din exterior pot părea minore, îi pot enerva sau îi pot spunea da peste cap, spuneam da peste cap, dar dacă le vor aborda cu înțelepciune, ele vor fi rapid metamorfozate și transformate în ceva nesemnificativ, care, sigur că da, a doua zi va fi văzut deja cu alți ochi și își vor da seama că nici măcar nu merita să se nu merita acest eveniment, acest consum energetic. Deci zonele nefavorabile pot fi transformate în ceva favorabil, pot fi revitalizate anumite zone care până acum să spunem stăteau într-o lentoare sau erau devitalizate. Pot valorifica orice context grație lui Venus în casa banilor. Deci iată, nativii Fecioară sunt destul de băftoși săptămâna următoare din punct de vedere financiar. Au un simț, un flair în zona aceasta sau pot achiziționa lucruri, să spunem, mai scumpe la un preț mai bun. Pot investi în ceva care se va dovedi foarte util pe viitor. Deci sunt și foarte flexibili în această zonă, dar și atrag norocul. Este și o săptămână în care au nevoie să se simtă apreciați, tot grație acestui Venus în casa a doua. Se activează foarte frumos zona relațională sau zona rudelor apropiate, pentru că Jupiter a trecut în casa rudelor apropiate și a relaționării cu oameni cu care au o simbioză din punct de vedere sufletesc, se vor simți foarte bine, vor comunica cu oameni cu care cu adevărat se simt nestingheriți. De asemenea, vor fi încurajați de către destin să facă anumite acțiuni. Condiția este să vadă totul foarte clar, iar dacă îi vor ajuta pe ceilalți, pentru că acest Jupiter spune, eu vin cu factor de noroc, dar și tu trebuie să îi ajut pe cei din jur, vor fi și ei susținuți în propriul progres. Vedem pentru Fecioare decizii care îi vor afecta pe termen lung. Nimic din ceea ce experimentează în această perioadă nu este fără un mesaj karmic, pentru că Neptun rămâne în Pești, în semnul opus, deci tot ceea ce parcurg acum are și o conotație karmică. Trebuie într-adevăr să se ocupe de lucruri esențiale ale vieții și trebuie să aibă grijă să țină totul sub control. Nu sunt favorizate situațiile ieșite de pe zona aceasta controlabilă, acele situații ușor imprevizibile. Nu este bine să intre în această zonă, pentru că din punct de vedere plutonian și din punct de vedere al lui Marte și al lui Uranus, nu sunt încurajate acțiunile imprudente. Să vedem ce le dă forță în perioada următoare. Să ajute oamenii să se perfecționeze. Acesta este mesajul pentru Fecioare în săptămâna următoare, în perioada următoare. Și pentru aceasta ar fi foarte bine să lucreze și cu energiile Arhanghelului Tzadkiel, care îi ajută la lărgirea orizontului percepției. Dar fiind faptul că Fecioarele au o tendință spre a fi critici, analiști, duși la extrem, îi ajută foarte mult și îngerul logicii sau îngerul virtuții, care se numește Hamaliel și care îi ajută să devină față de oameni mult mai plin de compasiune și de afecțiune. Pentru că trebuie să înțeleagă Fecioarele că oamenii au nevoie ca cineva să le spună că au de făcut ceva sau că ceea ce au de făcut este bine făcut, dar nu tot timpul cineva care să-i critique și să le spună că ceea ce au făcut nu este bine. Și tocmai în acest sens ei trebuie să-i ajute pe oameni să se perfecționeze și în felul acesta se ajută și pe ei și vor obține cu adevărat succes în planurile vieții în următoarea perioadă. Mergem mai departe.